frunză verde. Așa începe doina. Ce ca moștenire ne-au lăsat-o înaintașii într-o neamului iubire. Frunză verde e chemarea ce din veacuri ne cuprinde, ca să nu lăsăm uitarea peste grai, peste cuvinte. Frunză verde e simbolul ce în inim dăinuiește. Verde ne este poporul, pomului neamului ne crește. Frunză verde mai îngână în pridvor de înserare, ciobăneii de la stână, năzdrăvanele mioare. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, bine ați venit la etapa finală a ediției a 11-a a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească, În grădina cu flori multe. Festivalul Concurs Internațional de Muzică Populară Românească În grădina cu flori multe, ediția 11-a, care actualmente face parte din proiectul 2557, Educația Artistică și Culturală în contextul cooperării transfrontaliere durabile, implementat în cadrul programului operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Având în obiective afirmarea, lansarea și încurajarea tinerilor interpreți, promovarea și stimularea celor mai autentici și celor mai talentați propagatori ai cântecului și dansului popular românesc, implicarea eficientă a mijloacelor mass media locale, regionale și naționale în procesul de valorificare scenică și promovare a potențialului artistic și creativ al tinerilor interpreți de muzică populară românească. Ediția actuală a festivalului este organizată în parteneriat cu Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, Republica Moldova, și avem reprezentanți aici în sală, domnul manager de proiect, domnul Marin Mazur, vă rog să-l aplaudați, și reprezentantul colegiului, șeful de studii acestui colegiu, domnul Vitali Belăi. Încă un partener în cadrul acestui proiect al nostru este Asociația Culturală Cult Art din Suceava, director doamna Nicoleta Robciuc Dăneasa. Dacă este în sală, vă rog să o aplaudați. Mulțumim mult! Cu sprijinul Centrului Cultural Bucovina Suceava, mai cu seamă a secției Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Românești, director domnul Călin Brăteanu. El este astăzi aici, ca de obicei, alături de noi. Acest eveniment, ca și multe alte organizate de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești în ultimii ani, prin partenerii media a cunoscut o remarcabilă creștere a audienței și a devenit o sărbătoare de suflet a românilor din nordul Bucovinei, din Ținutul Herța și nordul Basarabiei. Și o rampă de lansare a tinerilor interpreți pasionați de muzica populară românească. Valorificarea culturii naționale și a tradițiilor noastre strămoșești, propagarea comorilor folclorice românești, acestea sunt scopurile acestei acțiuni, prin care Centrul Bucovinean de Artă dorește să contribuie la prosperarea național-culturală a neamului în această zonă istorică. Centrul Bucovinean de Artă organizează, știți dumneavoastră bine, pe parcursul anului, de fapt în fiecare an, în ultimii 10 ani, 4 festivaluri cu statut internațional. Unul dintre ele este festivalul În grădina cu flori multe, altul Alese perle pentru mama, încă un festival de muzică ușoară românească, Vise printre stele, și nu în ultimul rând, festivalul de muzică autentică românească, Să-mi cânti copzar. Aceste festivaluri sunt chemate nu doar să etaleze în scenă talentul oaspeților care vin la noi în Bucovina. Aceste festivaluri sunt rezultatul muncii a multor oameni din cadrul centrului care arată ce au făcut copiii și etalează talentul și capacitățile copiilor români din toată regiunea Cernăuți. Deci, festivalul este numai rezultatul, nu cântec și joc. Asta am spus pentru cei care apreciază aceste rezultaturi ca rezultate ca doar distracție. Nu e chiar așa. Toate acțiunile ale centrului au a sa istorie, ale sale scopuri.
Anul trecut, spre exemplu, Centrul Bucovinean de Artă a sărbătorit jubileul de un deceniu de activitate, care a început cu festivalul televizat de muzică populară românească în Grădina cu Flori Multe, prima ediție a cărui a fost organizată în anul 2004 cu sprijinul companiei de stat de teleradiodifuziune Cernăuți și personal a domnului director general de atunci, domnul Arcadii Kazimirski. Să știți că suntem recunoscători acestui om, a fost primul care s-a încumetat să permită în cadrul emisiunilor televizate de la compania de stat un asemenea festival. Cine ține minte, acest festival a început cu preselecția în eter direct, da, în transmisiune directă, ceea ce fac acum foarte multe show-uri muzicale în toată lumea. De la prima ediție a festivalul și-a schimbat statutul, dar organizatorii nu au schimbat scopurile propuse. Ele au fost stimularea celor mai autentici și mai talentați interpreți, promotori ai cântecului și dansului popular românesc, conservarea și valorificarea tezaurului muzical folcloric românesc, popularizarea valorilor spirituale și culturale ale neamului, propagarea culturii muzicale românești. Printre prioritățile festivalului sunt sprijinirea creației în domeniul folclorului. În mod special se urmărește sprijinirea tinerilor artiști amatori prin oferirea unei oportunități de afirmare în domeniul interpretării cânticului popular românesc, valorificarea tezaurului muzical folcloric românesc din nordul Bucovinei, Ținutul Herța și nordul Basarabiei și implicarea eficientă a mijloacelor mass media în procesul de promovare a potențialului artistic și creativ al tinerilor interpreți de muzică populară românească. Din folclorul popular, drept moto pentru acest festival a fost aleasă poezia poetului popular Sergiu Bespalco, Frunză Verde, iar ca fundal muzical, melodia cântecului popular Bucovina mea. Ediția 11-a festivalului în Grădina cu Flori Multe, ca de obicei, reunește copii și tineri cu vârsta între 6 și 25 de ani din Ucraina, România și Republica Moldova. Concurenții își vor demonstra talentul în trei secțiuni: soliști vocali, soliști instrumentiști și formații sau ansambluri folclorice. Calitățile interpretative și artistice, portul și ținuta concurenților vor fi apreciate cu o deosebită exigență de către membrii juriului, pe care cu plăcere vi îi prezentăm. Interpret de muzică populară. Directorul secției pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale a Centrului Cultural Bucovina Suceava, domnul Călin Brăteanu. Interpretă de muzică populară, redactor la Radio Moldova, șefa Departamentului de Arte Tradiționale de la Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea Patrimoniului Național Imaterial Chișinău, doamna Silvia Zagoreanu. Doctor, șef de studii la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga Chișinău, Vitalie Belei. Dirijorul Orchestrei Tinerii Rapsozi, Colegiul de Muzică Ștefan Neaga Chișinău, Vasile Panaite. Solist vocal, rapsod și prietenul nostru de mulți, mulți ani, a fost la începuturile acestui festival alături de noi, domnul Alexandru Dumbravă. Inspector metodist la Institutul de Perfecționare a Cadrelor Didactice, Lilia Hovărnean. Cernăuți, Ucraina. Interpret de cântece populare. Îndrăgit interpret de cântece populare, pot să accentuez acest lucru pentru că, fiind la televiziune, cunosc cât de mult sunt întrebate și cât de mult sunt audiate aceste cântecele acestui interpret, domnul Gheorghiță Rotaru. Și încă o interpretă de cântece populare cu precădere, cântece populare bucovinești, bucovinene, Adriana Bucevski. Interpretă, vicepreședintele Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești Cernăuți, doamna Natalia Andrieș. Editor, om de cultură, directorul Centrului Cultural Bistrița Năsăud, domnul Gavril Țărmure.
folclorist, profesor de canto popular, vicepreședintele Centrului Bucovinean de Artă, domnul Gheorghe Stratulat. Și nu în ultimul rând, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, directorul de a mai multor festivaluri de folclor, unde participă copiii de la Centrul Bucovinean de Artă, președintele jurului, domnul Adrian Ardeleanu. Vă mulțumim din suflet că ne-ați onorat și astăzi cu prezența dumneavoastră aici în sală și să știți că veți avea o misiune extrem de complicată, dar sperăm să facem față, ca de obicei, cum facem noi la acest festival. Alese mulțumiri aducem persoanelor care au făcut eforturi pentru a ne ajuta în activitatea Centrului Bucovinean de Artă și organizarea acțiunilor culturale și a acestor evenimente, ce au devenit o frumoasă tradiție a românilor din Cernăuți. Și nu în ultimul rând, doamnei director general a Institutului Eudoxiu Hurmuzache pentru Românii de Pretutindeni, doamna Svetlana Priuteasa, care este și astăzi alături de noi, și în multe alte proiecte în care au fost incluși copiii sau au fost invitați copiii de la Centrul Bucovinean de Artă. În sală avem și un reprezentant al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, șefa Direcției pentru Colaborare Transfrontalieră, Investiții și Colaborare Internațională, doamna Nela Malco, și o invit în scenă să spună câteva cuvinte în sprijinul acestui proiect transfrontalier, dar și acestui festival devenit tradiție. Доброго дня, шановні присутні. Хочу передати щирі вітання усім організаторам, учасникам цього фестивалю від керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dați-mi voie să vă aduc un salut călduros din partea Administrației Regionale de Stat Cernăuți. Ми щиро вітаємо в Чернівцях міжнародний фестиваль. Сподіваємося, що ці традиції, які зароджуються в рамках міжнародних транскордонних проєктів, стануть такою постійною традицією, і даний фестиваль стане міжнародним на довгі і довгі роки. Salutăm ideea de a crea, a organiza asemenea festivaluri în cadrul proiectelor transfrontaliere, care în continuare ar trebui să devină toate tradiții frumoase aici, în această regiune, și mai ales acest festival care, într-adevăr, pe parcursul a 10 ani a dovedit statutul său de internațional. Напевно, саме культура стає тим таким місточком, який з'єднує різні народи. Тому що ті кордони, ті границі, які появляються, їх будують люди. Вони з часом суваються, міняються, а духовність, культура, вона залишається завжди. Sunt convinsă că anume cultura este acel pod care unește oamenii. Acele frontiere sunt create de oameni. În orice moment ele pot fi demolate, pot fi respinse, dar cultura va rămâne veșnic, pentru cultura ne determină ca neam și ca omenire. Хочу висловити щиру подяку тим викладачам, які працюють на сьогоднішній день з дітьми і в Румунії, і в Молдові, і в Україні. Віддають часточку своєї душі їм, примножують, зберігають і вносять щось нове в культуру і дають можливість завдяки цьому об'єднувати наші народи. În primul rând vreau să aduc cuvinte de mulțumire tuturor profesorilor care se dedică tinerilor interpreți, își doresc și fac tot posibilul, depun efort ca acești copii să devină oameni de cultură și la rândul lor să promoveze această cultură, pentru că anume cultura ne face mai frumoși și mai înțelepți. Щиро бажаю всім учасникам гарних виступів, всім присутнім в залі гарного сьогодні дня і організаторам фестивалю бажаю дуже довгого і дуже тривалого життя цього фестивалю. Дякую, гарно. În primul rând vreau să doresc tinerilor interpreți evoluare
cu mare succes în această scenă. Dumneavoastră, dragi telespectatori, o audiență plăcută, un sejur plăcut în cadrul acestui festival și organizatorilor mulți ani pentru acest festival. Mulțumim. Și acum nu rămâne decât să invit în scenă toți participanții să-i vedeți și la începutul festivalului, ca la sfârșit să-i vedeți aici, în această scenă, cu trofee, cu medalii, cu diplome și cu mențiuni din partea sponsorilor, dar și a organizatorilor. Vă invităm pe toți în scenă, dragi participanți, poftim! În scenă, dragi spectatori și telespectatori, îi vedeți pe acești frumoși interpreți, pe acești tineri promotori ai cânticului popular românesc, care astăzi își vor da concursul în cadrul ediției a 11-a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în Grădina cu Flori Multe. Merită aplauzele dumneavoastră, vă rog să-i aplaudați! Sunt 51 de interpreți la secțiunile canto popular sau cânticul popular românesc și la secțiunea soliști-instrumentiști. Vă dorim succes și în spatele, în culise, rămân doar prima categorie de vârstă de la 6 la 9 ani. Ceilalți vă rugăm să luați loc în sală și să vă liniștiți un pic în sensul emoțiilor ca să ieșiți în scenă plini de dorință de a învinge și a câștiga trofeele festivalului care le vedeți alături de voi. Aceste trofee vor revine celor mai buni interpreți. Mult succes! Începem concursul nostru cu cea mai mică. Poate la început ar trebui să dau câteva explicații. De mult timp, festivalul în Grădina cu Flori Multe nu s-a desfășurat fără orchestră. Acum, în aceste timpuri, așa sunt timpurile, așa sunt posibilitățile, nu ne-am permis să avem o orchestră, dar Școala Populară de Artă și Civilizație Românească, care mâine va fi inaugurată, ne promite foarte mult, sperăm că ediția următoare, toți interpreții vor fi acompaniați anume de orchestra sau taraful acestei școli populare de artă. Până începe concursul, mulți stimați cernăuțeni, bucovineni, basarabeni, români, ucraineni, trăim nu cele mai fericite timpuri aici în Ucraina. De aceea, la începutul acestui concurs, mi-aș dori, și cred că vă doriți și dumneavoastră acest lucru, să ne aducem aminte de acei care astăzi luptă, chiar dacă sunt departe de Cernăuți, dar și de acei care nu vor mai avea bucuria să vadă în scenă acești copii sau alte generații de copii, pentru că au trecut în lumea umbrelor, dăruindu-și viața pentru integritatea acestei țări. De aceea vă propun să onorăm memoria acestor oameni cu un minut de reculegere. Vă mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să ierte, dar noi să încercăm prin acest festival să creștem generațiile noastre, generațiile copii, plini de dorință de a trăi și a promova anume cultura tradițională românească. Primul concurent în cadrul concursului nostru, în cadrul etapei finale acestui concurs, este domnișoara Snejana Apetre. Are 8 ani. Deci, Snejana Apetre, Cernăuți.
Între timp, alături de noi, a venit și doamna Nicoleta Ropciuc-Dăneasa, care doresc foarte mult să o aplaudați, este membru a juriului, dar și partenerul nostru în cadrul acestui proiect. Următoarea concurentă la categoria de vârstă 6-9 ani este Adelina Zavodovskaya. Cernăuți! Următoarea concurentă vine la noi din Comuna Frumosu, județul Suceava, frumușanul Emilia Petronela.
Următorul concurent este Merca Tudor Dragoș. Vine la noi din Huedin, România. Ne va cânta M-a făcut Maica Fecior. Următoarea concurentă este Opaiță Anastasia. Are 8 ani și ne va cânta Mi-am făcut bundiță nouă. Și Dio se placă tare bundiță.
el când mă duceam de vale, mi-a pus bundița. Cine mi-a ieșit în cale, ta m-am bătița. În bundița asta nouă eram feloasă și tot așteptam să spune că-i frumoasă. Privind la amândouă îți văd că tot ce poate bundița nouă, poate nu-i place. E nouă, n-am ce face, spune bătița, dar mie vezi că-mi place mai mult mândruța. Următorul concurent este Valentin Buzumurga. Are 9 ani și ne va cânta Nu-i nimic ca omenia. Următoarea concurentă este Palamariu Sabrina, are 9 ani și ne va cânta Când aud că în sat e joc. Ei, când aud că în sat e joc, măi mariță, măi gărghiță, n-am astâmpăr și n-am loc, hop, și nu m-a
așa. La oglinda cea din casă, măi madiță, măi gheorghiță, mă duc să mă fac frumoasă, hop, și numai așa. Hai, hai, ziua întreagă mă rocesc, măi madiță, măi gheorghiță, în stradă mă primenesc, măi madiță, măi. Ioniu la papuși cu toc, mă întreagutez la joc, măi. Ei, tu-te fetele frumoase, măi madiță, măi gheorghiță, au cătrință de matasă, hop, și numai așa. Următoarea concurentă vine la noi din comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Chirica Iuliana are 9 ani și ne va cânta Ciobănașul Joc de Dor. Yeah.
Mulțumesc! Următorul concurent este Lupu Gheorghe. Are 11 ani și ne va cânta Foicică, foi și o mură. Următoarea concurentă la a doua categorie de vârstă este Rada Baran. Are 10 ani și ne va cânta Sunt țărancă mititică. Și
Mulțumesc! Următorul concurent este Tirian Constantin. Are 10 ani și ne va cânta Când adie primăvara. Concurentă este Anastasia Paduraru. Are 10 ani și ne va cânta Sunt fetiță țărâncuță. Sunt fetiță țărâncuță. Să fiu la lumea și lumea.
Următoarea concurentă vine la noi din Ialomița, România. Simeoiu Elena Alexandra are 10 ani și ne va cânta Dumă, dumă, dorule. Următorul concurent este pădurarul Serafim. Are 10 ani și ne va cânta Hai flăcăi, săriți la joc.
mai plăcăi de multe sati. Hai la joc, hai la joc, să vedem fiecare cum poate. Hai la joc, hai la joc, troc băieți din ciopoțăl. Eram diri 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 să-ți arăți când te-ai din el. Eram diri 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 diri. Mulțumesc! Următoarea concurentă este Patraș Cristina. Are 11 ani și ne va interpreta cântecul Sunt fetiță țărâncuță. Următoarea concurentă este Cudric Anastasia. Are 11 ani și ne va interpreta cântecul Mândrii sunt cei care joacă. We'll be right back.
și strigat, dacă aveți blagă lumii. Că atunci orai frumoase, când cu strigături îți lasă și la cioc, îi mai voioasă lumii. Hai, strigă, batică, stachi! Să nu spui că nu se poate, mai faci așa din spate, cu pălării. Următorul concurent este Matei Alin Gabriel. Vine la noi din Pitești, România. Are 11 ani și ne va cânta Spune, spune, pui de corb. Când doi muri, of, of.
Următoarea concurentă este Gligor Tatiana. Are 11 ani și ne va cânta Foaie verde ca luna. Una, două, hai vasele, nu te da. Asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Da-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Hai, ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. De din lume sunt nimic, de nu te petreci un pic. Ia mai las-o, n-ai va munca, că tot n-ar să-ți mai ajungă. Ia-o-s una, ia-o-s două, chiar te minge, chiar te plouă și din nou și din soare. Eu fac încă sărbătoare. Una, două, hai vasule, nu te da. Asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Da-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Hai, da-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Necas și de urât, însătulă până-n gât. De cântat și de jucat, nu m-a sătur niciodat. Ia-o-s una, ia-o-s două, chiar de minge, chiar de plouă și din nou și din soare. Eu fac încă sărbătoare. Una, două, hai vasule, nu te da. Asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Da-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Hai, da-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. S-au spus despre mine, tăti le-am pus la inimă. Da de-amu, câte s-or spune, tăti sub călcâi-l-oi pune. Ia-o-s una, ia-o-s două, chiar te ninge, chiar te plouă și din nou și din soare. Eu fac încă sărbătoare. Una, două, hai vasule, nu te da. Asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Da-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Hai, ra-ra-i, ra-ra-ra-i, ra-ra-ra. Eu să cânt, lumea să joace. Se răsune de-al și-n vale, pe dușmani se bag în boale. Ia-o-s una, ia-o-s două, chiar te ninge, chiar te plouă și din nou și din soare. Eu fac încă sărbătoare. Una, două, hai vasule, nu te da. Asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Da-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Da-ra-ra-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Hai, da-ra-i, da-ra-ra-i, da-ra-ra. Mulțumesc frumos!